ediție specială cu Cătălin Striplea la Europa FM. Bună seara, bun găsit tuturor, bine ați venit la o ediție specială Europa FM. În această după-amiază a fost la București vicepreședinta Statelor Unite, Kamala Harris, într-o vizită datorată războiului din Ucraina, mai precis invadării Ucrainei de către Rusia. Doamna Harris era așteptată în capitala României pentru a asigura publicul românesc de sprijinul Statelor Unite, dar și pentru a comunica măsurile de ajutorare, să spunem, a refugiaților, dar și sprijin militar în caz de nevoie. Sigur că mesajul principal a fost acela că America și NATO va sprijini România dacă este necesar. Cifrele au lipsit însă din această comunicare, care s-a rezumat oarecum la un cadru general. Vom analiza această vizită, de asemenea situația din Ucraina în acest moment, dar și o parte trecută aproape cu vederea din discursul președintelui Iohannis, cea legată de apariția unor reactoare nucleare mici în România. Ne auzim în această seară cu Cristian Tudor Popescu în câteva momente, cu analistul Armand Goșu, jurnalistul Mihai Nicuț. Înainte însă mergem la Cotroceni, acolo unde corespondentul Europa FM Anca Grădinaru a urmărit întreaga zi vizita vicepreședintei Statelor Unite. Bună seara, Anca! Întâi de toate, ce nu s-a văzut la televizor? Care a fost atmosfera acestei vizite? Bună seara! În primul rând pot să vă spun că această vizită a fost organizată în mare grabă. Potrivit surselor Europa FM, a fost organizată în mai puțin de două săptămâni, așadar s-a discutat și s-a pus în practică imediat după ce Rusia a atacat Ucraina. În mod normal trebuie să vă spun că o asemenea vizită la un asemenea nivel se pregătește cu luni întregi înainte ca ea să se petreacă. Iată, nu a fost cazul acum. Peste asta a fost o vizită foarte scurtă. Practic, vicepreședinta Statelor Unite a sosit la prânz la aeroportul Otopeni, a venit la Palatul Cotroceni, a discutat face-to-face, deci doar cu președintele Klaus Iohannis, iar apoi au discutat delegațiile. Aceste discuții au durat aproximativ o oră, au făcut câteva declarații, apoi a și plecat din România, deci direct în Statele Unite. E clar că a venit să dea un mesaj de susținere, dar cum spuneai și tu, poate părea un pic dezamăgitor că au lipsit cifrele. Da, cifrele, pentru că în Polonia rostise cifre legate de militar și de, sau de fapt de banii acordați ajutorului militar. Cum a fost aici? La ce ne oprim din mesajele doamnei vicepreședinte? Am remarcat două mesaje pe care le-a rostit vicepreședinta Statelor Unite. În primul rând, evident că în cazul în care Rusia se gândește să meargă mai departe, dar spunea Kamala Harris, nu pot specula ce ar putea să facă Vladimir Putin, atunci NATO va apăra fiecare centimetru al alianței și implicit și România. Este un mesaj pe care l-a rostit și președintele nostru, Klaus Iohannis. A mulțumit și României, însă unul dintre jurnaliști a întrebat explicit pe vicepreședinta Statelor Unite dacă Statele Unite intenționează să trimită mai mulți militari în România și a explicat că deja Statele Unite au trimis de curând 1000 de militari care s-au alăturat celor aproximativ 1000 care sunt, dar acești militari, vă reamintesc, sunt în baza unui tratat bilateral între România și Statele Unite. Și a insistat președintele Klaus Iohannis, poate mai mult decât cu alte ocazii, că trebuie și mai mulți militari, trebuie și mai repede. În actualul context, spune Klaus Iohannis, trebuie ca flancul estic să fie echilibrat în apărare în ceea ce privește postura alianței, pentru că se referă la faptul că în nordul NATO, în țările baltice, în Polonia, aceste grupuri de luptă, cum se numite, battle grupuri, au până la 1500 de militari în fiecare țară,
Iar la noi acest battle group abia acum se înființează. Avem aproximativ 500 de militari din Franța, avem alți 300 din Belgia, avem avioane de luptă din Germania, Olanda și poate Polonia vor mai veni, însă tot nu ajungem la dimensiunea unui battle group de dimensiune mai mare. Există... E adevărat că avem în total 22 de avioane străine de luptă. Există o explicație pentru această reticență sau lipsa datelor? Știu că ai stat de vorbă cu un alt oficial român. Ceva s-a strecurat neoficial măcar? Nu au fost astfel de declarații. Și pot să vă spun că de cifre concret pare că nu s-a discutat, dar președintele Klaus Iohannis, când a fost întrebat explicit de jurnaliștii străini exact câte trupe domnule Iohannis a cerut vicepreședintei Statelor Unite, președintele nostru a spus, haideți să lăsăm militarii să decidă ce și cum. Pot să vă mai spun tot așa din informațiile pe care le-am adunat de la diferite surse oficiale că România a discutat cu reprezentanții a 7 țări pentru operaționalizarea cât mai rapidă, cum a insistat președintele acestui battle group. Rămâne de văzut dacă vom primi sprijin suplimentar și aici aș vrea doar să adaug că în urmă cu 2 zile la București ministrul de externe al Canadei a anunțat că va trimite Canada din nou escadrile de avioane de luptă pentru poliția aeriană, dar din vară. Care la finalul acestei întâlniri știu că ai schimbat câteva vorbe cu oficialii români. Cu ce sentiment rămâne România după această vizită? Cu sentimentul, cel puțin îți spun cum îl percep eu, cu sentimentul că România trebuie să facă cât mai repede mai mult pentru ea însăși. Iar faptul că președintele a spus deja de 2 sau de 3 ori în această săptămână și a spus-o și astăzi că România și-a anunțat deja intenția de a spori bugetul armatei de la 2% din PIB la 2,5% din PIB, dar deși acest anunț a venit de câteva zile, nu există încă o înțelegere politică, nu există nimic concret. Adică l-am întrebat, de exemplu, pe președintele Senatului, președintele PNL Florin Câțu, dacă acest lucru se poate întâmpla în acest an, dacă este posibil legal. Și spunea că da, în baza unui acord politic la rectificarea bugetară din vară, s-ar putea ca armata să primească repede bani pentru o înzestrare mai rapidă și mai bună. Însă, pe de altă parte, președintele Camerei Deputaților și președintele al PSD, Marcel Ciolacu, a spus într-o întâlnire cu jurnaliștii să vedem dacă o să ne permitem. Da. Anca Grădinaru este corespondentul Europa FM care a urmărit vizita doamnei Harris la București. Aveți relatarea întregii vizite și pe site-ul Europa FM. Mulțumesc tare mult, Anca Grădinaru. L-am sunat pe jurnalistul și scriitorul Cristian Tudor Popescu. Bună seara, domnule Popescu. Bună seara, gazetar, nu jurnalist. Gazetar. Gazetarul Cristian Tudor Popescu. Domnule Popescu, cu ce frază rămâneți în minte în urma acestei vizite? Nu am rămas cu o frază în minte, am rămas cu un sentiment în legătură cu doamna Harris. Doamna Harris este un om bun. Este un om de bună intenție, de bună conștiință, dar nu este diplomat profesionist. E o diferență clară, de pildă, între aparițiile lui Antony Blinken, secretarul de stat, și aceste apariții la București și la Varșovia ale doamnei Kamala Harris, care au fost practic identice. Doamna Harris a venit în calitate de purtătoare de cuvânt a președintelui Biden și a conducerii de la Washington, nu și-a asumat un contur, o poziție personală în această vizită făcută la București. E o deosebire, de pildă, între ce era Joe Biden pentru Obama ca vicepreședinte și ce este doamna Harris ca vicepreședinte pentru Joe Biden, dânsa având
mult mai puțină experiență politică decât Joe Biden și nefiind foarte, nefiind versată în, să spunem așa, rutinele profesioniste diplomatice. Ceea ce este și bine, este și rău. A avut chiar, discursul ei a avut un caracter, în primul rând, emoțional. Doamna este, în mod evident, afectată, impresionată de ceea ce se întâmplă cu femeile și copiii din Ucraina și mulțumirile pe care le-a adresat României pentru ceea ce face pentru refugiații din, din Ucraina sunt pornite din suflet. Mesajul l-am auzit, mesajul fundamental, firește, fraza cea mai importantă cu care trebuie să rămânem toți este: niciun centimetru din NATO nu va rămâne neapărat în cazul unui atac. Observația celor de pe teren este însă că lipsesc cifrele sau datele concrete, să fiu eu. Adică nu sunt cele legate de aducerea unor noi militari americani, adică nu e nicio cifră, sau poate e o posibilitate, dar ea nu a fost numită oficial de doamna Harris, sau sume care să fie destinate armamentului, înzestrării, chestiuni de genul acesta. E un lucru pe care cei aflați pe teren, colegii noștri, l-au remarcat. E important? Nu este important. Pentru că nu are nicio importanță dacă în România se află acum 5 soldați americani, unul sau 2000 cât sunt în clipa de față. Și 2000 de soldați americani reprezintă o forță. Și e vorba de batalionul Stryker. Deci un batalion puternic, rutinat, în lupte, foarte bine dotat. Este deja mult, 2000 de soldați. Ce ar fi, este lipsit de sens din punct de vedere strategic să te apuci acum să aglomerezi, eu știu, 50.000 de soldați NATO în România, când nu știi dacă atacul se va desfășura aici. Nu? El se poate desfășura asupra Poloniei, asupra Moldovei, asupra țărilor baltice, nu numai asupra României. Deci nu, acești soldați care sunt prezenți în România reprezintă o forță de descurajare. Asta este principala operațiune pe care o face acum NATO. Nu e o forță care să lupte cu o invazie, să spunem, rusească în România. Este atacul ipotetic, să spunem că atacul ipotetic, să spunem, da, că deci, să nu se sperie cei care ne ascultă, că e discuția asta în România asupra posibilității. Eu sunt mai puțin preocupat de nesperierea românilor. Și în legătură cu asta o să și comentez. A spus ceva președintele Iohannis cu care nu sunt de acord. La ce vă referiți? Da, mă refer la faptul că a spus românii să fie liniștiți. Ei sunt apărați de NATO. Ați auzit? Da. Să n-aibă nicio grijă, să fie liniștiți. Nu! Eu spun că n-avem dreptul să fim liniștiți. Că ne apără NATO. Dar noi ce facem? Are loc un război, se produc atrocități inimaginabile până ieri în Europa. Acolo au loc crime de război și aici, iarăși, e ceva de comentat imediat. Și în aceste condiții, noi trebuie să stăm liniștiți, să nu avem nicio grijă. Noi, zic eu, că trebuie să facem și noi ceva. Da? Dacă tot are loc acest război, ucrainienii suferă îngrozitor în clipa de față. Dar și alte națiuni vor suferi, nu sunt uciși de Putin, dar începând cu Statele Unite, cu țările europene, suferă acum din punct de vedere economic. Pentru că măsurile care s-au luat, de pildă Statele Unite nu mai importă petrol și gaze din URSS,
asta are niște consecințe asupra nivelului de inflație și deci de viață al cetățeanului american, care va trebui să suporte. Le-a și spus Biden asta, trebuie să luăm această măsură, chiar dacă ea ne afectează și pe noi, dar nu putem să n-o luăm. Și atunci, noi, ce facem? N-avem nicio grijă și eventual, ce să facem? Să ne întrebăm după vizita Kamalei Harris, mulți probabil, sunt destui, cred, dureros de mulți, cei care se întreabă, dar vizili, când ne ridică vizili, ca să putem și noi să fugim în America? A fost o remarcă în acest sens, dar ea apare exact în același loc ca și la ultimele întâlniri româno-americane, adică se va face progres. Vizele, da. De câte ori să mai spună lucrul ăsta până să înțelege? E vorba acolo de o cifră. Da? E vorba de numărul de respingeri de viză care trebuie să fie sub un anumit plafon. Dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, nu poate nici nimeni, nici Congresul american, nici președintele. E lege. Da? Dacă nu scazi sub nivelul ăsta, nu poate să-ți ofere ridicarea vizei. E altă chestiune aia, care poate fi discutată, sigur că da. Poate fi discutată, chiar și în legătură cu cifra respectivă, să se modifice și mai departe. Dar nu te-a pus să faci o asemenea discuție în condiții de criză majoră, în condiții de război, de amenințare, tu te-a pus să discuți despre vize. Domnule, da? Popescu. Să ne dea americanii niște ulei de floarea soarelui. Făceați o remarcă... Nu ne dă, dar ne descurcăm noi aici cu agricultura românească. Aveați o remarcă legată de discurs de crimele de război înfăptuite în aceste săptămâni. Vedeți, acolo întrebarea a fost întrebarea jurnalistei de la televiziunea publică, de la noi, care a fost bine țintită. A fost, dom'le, ce se întâmplă acum la Mariupol, ce se întâmplă cu spitalul, cu maternitatea, care au fost bombardate, omorâți civili, copii, sunt acestea crime de război? Și aici s-a văzut lipsa de experiență a doamnei Kamala Harris, care a reacționat, să spunem, corect, moral, emoțional, a spus, da, bineînțeles, astea nu pot fi altceva decât Citez, niște crime. Orice atac intenționat asupra civililor este oribil și este o crimă. Ba mai mult, zice doamna Harris, așa începe propoziția. Da. Suntem clari, zice doamna Harris. Așa sunt primele cuvinte pe care le spune la această întrebare. Suntem clari, orice atac intenționat asupra civililor este oribil și este o crimă. Punct. Este o crimă. Punct. Da. Este o crimă. Ori întrebarea era, dacă este crimă de război, este o deosebire între crimă și crimă de război, când vorbim de așa ceva. Crima de război este o categorie juridică. Și aici a intervenit președintele Iohannis, care s-a dovedit că are mai multă experiență decât mai tânăra Kamala Harris, și a spus corect, a spus președintele, domne, pentru a califica drept crime de război, trebuie să documentăm în clipa de față tot ceea ce se întâmplă acolo, pentru ca aceste date să poată fi folosite de organismele juridice internaționale, când se va putea, ca să se decidă în legătură cu categoria juridică de crimă de război. Da? La care doamna Kamala Harris n-a răspuns. Însă ar fi trebuit, dacă era mai versată puțin, ar fi trebuit să răspundă, domnule, nu decid eu dacă e o crimă de război. Eu vă spun că este o crimă și că este groaznic ce se întâmplă acolo. Dar crimă de război, mai ales că doamna Harris este juristă, a fost procuror al Statelor Unite. Șef. Deci, putea să spună categoria juridică, nu pot decide eu. O să decidă un tribunal internațional. Da. Deci? Doamna Harris a continuat spunând, am văzut ce s-a întâmplat, nu e citatul integral, am văzut ce s-a întâmplat la maternitatea din Mariupol, suntem angajați să ajutăm, iar președintele Biden a spus că democrația are un preț, uneori e dificil, spune ea. În acest context. V-am spus, pentru mine nu e rău ce am văzut la doamna Harris. Este un om bun și de bună intenție. Și asta este un lucru foarte important, având în vedere câte șulfe
groaznice văd prin, prin politică. Dar nu are încă suficientă experiență pe care o va căpăta, mai ales în relații internaționale, în discursurile astea profesioniste, diplomatice. Nu are suficientă experiență. Domnule Popescu, mulțumesc tare mult. Sigur că împreună o să urmărim aceste evenimente și o să ne tot auzim la Europa FM. Mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră din această seară. Gazetarul Cristian Tudor Popescu. Oameni buni, ascultați o ediție specială la România, la Europa FM. Mai scapă reflexul. Vizita vicepreședintei Statelor Unite, doamna Kamala Harris, la București. Haideți să analizăm și cu mintea și experiența celui care se uită mai mult în spațiul rus. Este vorba de profesorul Armand Goșu de la Facultatea de Științe Politice din București, specializat în Rusia și funcționarea administrației rusești. Bună seara, domnule Goșu! Bună seara! Există acolo, domnule Goșu, vreun semnal către partea rusă? Cum citiți, cum interpretați ceea ce ați văzut la această vizită? Da, cred că n-am auzit întrebarea foarte bine. E vorba de un semnal și apoi a fost un bic. Da. Cred că e vorba de discurs, nu? Da, 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 ceva de discurs. Despre Rusia. Păi, eu cred că asta a fost viza vizitei domnului aici la București. Nu cred că venea altfel aici. Este de câteva săptămâni bune din punct de vedere diplomatic aici fac naveta totuși de externe. Centrul acestor ițe diplomatice exact în Polonia, doamna Harris a fost acolo să aveți 30 de ore, a venit la București, Blinken, secretarul de stat american, acum câteva zile a făcut un turneu în Europa de Est, în 5 țări, a fost la Chișinău. Toate astea se datorează, sunt urmarea invaziei rusești, războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Discursurile toate au fost niște semnale date României, niște asigurări, articolul 5 al cartei NATO funcționează în cazul României, deci NATO va apăra fiecare centimetru pe pământ românesc, a dat asigurări că sunt 2000 de soldați americani aici în România și că Statele Unite sunt integral implicate în această acțiune de apărare a estului, a flancului estic al NATO și al Ucrainei. A fost mult despre Ucraina în conferința de presă la București și a fost și mai mult despre Ucraina. Acum uitați pe conferința de presă de la Varșovia de ieri. A fost ceva mai lungă, cu date mai multe. Foarte multe detalii noi despre Ucraina au apărut în acea conferință de presă. La ce v-ați opri? Care este punctul central al acestor două conferințe de presă din punctul dumneavoastră de vedere? E vorba de ajutorul promis de Statele Unite, 15 miliarde de dolari, un ajutor nou anunțat pentru Ucraina. Astăzi conferința de presă a doamnei Harris și a președintelui, a vicepreședintelui Harris și a președintelui României Klaus Iohannis s-au suprapus peste au fost puțin înaintea conferinței de presă a președintelui Biden, în care a anunțat un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei, deci sancțiuni foarte dure, practic fără precedent. Deci e vorba de o mobilizare a Occidentului, o mobilizare fără precedent a Occidentului pentru a pune presiune pe Rusia, explicând în același timp că Occidentul nu poate, sau Statele Unite nu poate face mai mult, pentru că asta ar însemna un riscul apariției unui război cu Rusia. Să spunem așa că președintele Biden a zis că întrerupe relațiile comerciale obișnuite. Da, ăsta este unul dintre anunțuri. Statele Unite suspendă statutul pe care avea Rusia după 93 de parteneri economici, dar se bucura de clauza națiunii cele mai favorizate. Practic este o lovitură teribilă și foarte greu după aceea, chiar după ce va termina războiul, să negocieze revenirea la clauza națiunii cele mai favorizate. Sunt niște sancțiuni care se iau împotriva
deputaților din Duma de Stat de la Moscova care au votat pentru acea postanovlenie, acea declarație de, în care s-au adresat președintelui Putin să recunoască independența celor două entități separatiste, de cei, familiile lor, proprietățile lor. Practic e un blocaj impresionant al întregii elite politice din Rusia din cauza faptului că susține această agresiune împotriva Ucrainei. Să mai spunem că Statele Unite sau în Statele Unite nu se va mai putea importa alcool rusesc? Deci, respectiv, vodcă, și să spunem chestiunea asta, și fructe de mare, da? Probabil că exista între cele două părți un comerț important de așa ceva, cifrat la 550 de milioane de dolari da, anul trecut. Da, jumătate de milioane de anual. E o sumă destul de mare pentru, să spunem, piața rusă, pentru economia rusă. Și din Statele Unite nu se mai pot importa bunuri de lux. Probabil că va fi o listă mai mare, lucruri cumpărate îndeopște de rușii bogați. Un ultim lucru vreau să vă întreb, domnule Goșu, în această seară. Sigur că ieri negocierile de pace au eșuat. Lavrov a trimis un mesaj halucinant în care a spus, domnule, noi nici măcar nu am invadat Ucraina, dar care este sau ce pregătește Moscova în acest moment? La ce să ne așteptăm? Reluarea ofensivei, adică o creșterea intensității ofensivei, pentru că ofensiva n-a fost niciodată abandonată niciun minut. Problema în acest moment este că rușii nu mai au rezerve militare pe care se le trimită pe front. Astăzi, în ultimele ore, s-a vorbit foarte mult de orchestrarea unui incident care să ducă la intervenția Belarusului în război. Astăzi a fost întâlnirea de la Kremlin între Putin și Lukashenko. Și această întâlnire nu pare să anunțe nimic bun. Armata Belarusului, chiar dacă nu este extrem de bine pregătită din punct de vedere militar, este suficient de numeroasă. Ori rușii au nevoie ca în spatele lor să aibă au probleme de logistică și au probleme de administrare a teritoriilor pe care le ocupă. Pentru că calculul lor inițial a fost greșit. Ei au mizat pe faptul că vor fi întâmpinați, dacă nu cu flori, cel puțin de o parte a populației se va bucura sau cel puțin va fi neutră față de ocupantul rus. Lucrul ăsta nu se întâmplă și atunci soldații ruși au o mare problemă în a administra teritoriile pe care le ocupă. Și atunci ar avea nevoie de trupe suplimentare, iar soluția cu trupele din Belarus ar putea să îi surâdă lui Putin în acest moment. Mulțumesc tare mult! Profesorul Armand Goșu de la Facultatea de Științe Politice din București, alături de el ne vom vorbi și săptămâna viitoare despre ceea ce se întâmplă între Rusia și Ucraina de invadarea Ucrainei. La final, o părticică din discursul lui Klaus Iohannis, aproape o înțelegere între cele două părți, la care ne-am uitat mai puțin sau se va uita lumea mai puțin. Președintele spune așa, am analizat împreună cu Kamala Harris și perspectivele securității energetice. Am fost de acord că această criză este o oportunitate istorică pentru a trece la adevărata independență energetică europeană față de gazul rusesc. Și anunță domnul președinte Klaus Iohannis una dintre soluțiile pentru România. Am lansat în marja întâlnirii de la Glasgow, dacă mai țineți minte de anul trecut, întâlnirea aceea mondială, proiectul comun România-Statele Unite, proiectul de reactoare nucleare modulare mici, deci reactoare modulare mici, care sunt altceva decât cele de la Cernavodă, da? Și am convenit să continuăm proiectul. M-am adresat jurnalistului Mihai Nicuț de la economica.net, redactorul șef al acestui site specializat, și l-am întrebat pe Mihai Nicuț, domnule, ce sunt aceste reactoare nucleare modulare mici? Reactoarele mici modulare sunt o tehnologie nucleară care ar putea fi folosită pentru utilizare civilă. Ele sunt folosite de
30-40, poate chiar și mai bine de ani, la bordul, ca mijloc de propulsie pentru submarine nucleare, pentru portavioane. Și acum preocuparea la nivelul, haide să spunem, industriei nucleare civile este ca ele să fie folosite pentru producția de energie electrică pentru uz civil. Există o companie americană cu care Nuclear Electrica, compania românească care operează centrala de la Cernavoda, a semnat un memorandum în 2019, un fel de memorandum de cooperare pentru a se inițial Nuclear Electrica voia să înțeleagă ce este cu această tehnologie SMR, Small Modular Reactors, reactoare mici modulare. Compania americană se cheamă NuScale și dezvoltă un proiect de astfel de reactoare mici modulare în Statele Unite. A fost semnat acest parteneriat, după cum spunea și președintele Iohannis, încă în 2019. Un fel de memorandum de înțelegere, care el în sine nu înseamnă nimic, este doar ceva neangajant, după care au început să fie mai multe astfel de semnale și chiar anul trecut, Nuclear Electrica tatonează pentru a vedea unde se poate instala o astfel de centrală cu reactoare mici modulare în România. E vorba despre unități de 60-70 de megawatt fiecare, care pot fi puse unele lângă altele pe aceeași tehnologie practic cu care funcționează un reactor nuclear clasic, numai că sunt mai mici, sunt mult mai versatile și volatile, pot fi puse în zone unde nu este foarte mare nevoie de apă, de exemplu centrala de la Cernavodă cu acei 700x2-1400 de megawatt trebuie să fie lângă Dunăre pentru că reactorul trebuie oprit. Această tehnologie nu necesită o sursă foarte, foarte abundentă de apă pentru a putea fi, instalate, pot fi puse lângă marile orașe, pot să dea și energie termică și planul României, din câte am înțeles, sau mă rog, din ce se discută, este că avem o astfel de microcentrală cu reactoare modulare undeva pusă la 300-400 de megawatt la orizontul anului 2027-2028. Asta ar fi... Există câteva probleme. Asta e, care, în primul rând, lumea se va întreba cât de sigure sunt aceste mici reactoare. Din păcate, în momentul actual, niciun astfel de reactor mic modular nu este avizat, acreditat de vreo instituție de reglementare din Europa. Și va trebui să fie agreat și de instituția românească și de reglementatorul european. Din ce se știe acum, în Statele Unite există un permis, dar doar pentru design. Sau asta era anul trecut, poate sunt eu în urmă cu informațiile și mai trebuie încă făcut destul până la acreditarea din punct de vedere, din toate punctele de vedere al siguranței în exploatare și din punct de vedere comercial, că totuși este vorba despre instalație energetică, ce va trebui să funcționeze în condiții de piață. Nu știm cât va costa, orizontul este că vor fi mai scumpe pe megawatt instalat decât proiectele reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă. Deci există o grămadă de semne de întrebare și cel puțin în momentul de față, din ce se discută, dacă într-adevăr se merge pe o astfel de, de reglementarea utilizării lor pe repede înainte, iar mergând pe toate, parcurgând toate etapele necesare, România ar fi cam prima țară unde s-ar instala. Ceea ce poate strâni anumite temeri, deși tehnologia în sine a fost validată pentru uz militar, dar totuși există anumite întrebări la care probabil că decidenții români ne vor răspunde într-un interval de timp, nu știu, rezonabil. Exact. Nu și, fi instalat. Nu și pentru uz civil, de fapt, asta e problema da, momentului ele nu acesta. Sunt folosite. Nu doar NuScale face astfel de proiecte, mai sunt câteva proiecte derulate în lume. Uite, ca noutate, se va derula un proiect experimental de o companie mai mică americană, dar care este cumva legată de Elon Musk, care se cheamă Last Energy și va derula, înțelegem că pe banii ei, chiar la sediul RATEN, Regia de Tehnologii Nucleare de la Pitești, va pune unul mic de 20 de megawatt experimental. A fost o știre acum, a fost o vizită la guvern și un memorandum acum câteva zile. Mihai Nicuț este redactorul șef al publicației economica.net. O să punem interviul integral pe site-ul nostru la Europa FM pentru a completa această informație. Așadar, este posibil ca
în România să funcționeze în anii următori o tehnologie nouă de producere a energiei, aceste reactoare nucleare modulare mici. Vedem cum va hotărâ statul român că trebuie să funcționeze. Acesta este și finalul ediției noastre speciale de astăzi. Știrile Europa FM vin la ora 19, informații complete despre vizita Kamalei Harris pe site-ul nostru. Vă dorim tuturor o seară bună! Ediție specială cu Cătălin Striplea la Europa FM.